Am aici un Arduino. Ați văzut până acum cât de ușor putem conecta diferiți senzori la Arduino. Putem conecta motorașe, putem face sisteme de automatizare, putem pune Arduino pur și simplu să realizeze operații destul de dificile pe care noi nu le putem realiza așa ușor. Dar dacă într-un montaj avem nevoie de sau într-un sistem avem nevoie de două Arduino. Un Arduino se ocupă de anumite operații, iar alt Arduino se ocupă de alte operații. Totuși, acest Arduino trebuie să-i spună la acest Arduino ce să facă, sau invers, sau pur și simplu să comunice între ele. Nu trebuie să fie neapărat două Arduino. Poate să fie un Arduino și un alt model de Arduino. Sau un model mai inteligent ca acesta. Cum comunicăm prin SPI cu Arduino? Continuăm cursul Arduino pentru avansați. Am ajuns la lecția 6. Mergem mai departe cu comunicarea, iar tema acestui video este protocolul SPI. Interfața serială SPI este o interfață de date seriale sincrone utilizată de microcontrolere pentru comunicarea de mare viteză cu unul sau mai multe dispozitive periferice, precum și pentru comunicarea la distanță scurtă între două microcontrolere. De exemplu, în electronică auto sau în sisteme de automatizare, acest protocol este folosit pentru comunicare între senzori și microcontrolere. De exemplu, la un automobil modern, fiecare roată are un senzor care este comandat sau gestionat de un microcontroler. Fiecare microcontroler de la fiecare roată comunică cu alt microcontroler și astfel sunt realizate schimburi de date între anumite sisteme. Circuitele digitale pot să fie interconectate pe principiul master-slave. Atât masterul cât și slave folosesc un shift register pe 8 bits pentru a stoca datele care urmează să fie trimise. Aici modul master-slave înseamnă că circuitul digital master inițiază date. Masterul SPI începe un ciclu de comunicare prin comutarea pinului de selectare slave la slave-ul dorit, la un nivel scăzut, iar masterul și slave pregătesc datele pentru a fi transferate în registrele lor de deplasare respective, iar masterul generează impulsurile de ceas necesare prin linia SCK pentru ca schimbul de date să poată avea loc. Datele sunt întotdeauna transmise de la master la slave prin linia MOSI și de la slave la master prin linia MISO. Conectorii SPI sunt de obicei dedicați unor pin input-output specifici, iar în această poză vedeți cum arată conectorul SPI la pinii input-output de pe Arduino Uno. Acum hai să ne imaginăm următorul scenar. Să presupunem că avem un Arduino la care este conectat un senzor de temperatură. Captăm datele de la acest senzor de temperatură, dar le trimitem la alt Arduino. Cum facem asta? O să vă prezint un exemplu. În broșura pentru abonații la Science Stories o să găsiți codul, iar în altă lecție o să discutăm fiecare linie de cod mai în detaliu. Prima dată voi introduce niște biblioteci care le voi folosi pentru acest protocol de comunicare. Și anume voi include SPI.h și voi include încă o librărie care se numește wire.h. Voi folosi ca senzor un senzor DHT pentru temperatură și umiditate. Așa că voi include și librăria pentru acest senzor cu include, care se numește dht.h, punct și virgulă. Aceste biblioteci SPI Wire sunt deja instalate în codul Arduino, deci va trebui doar probabil să instalați DHT, dar puteți să folosiți și alt senzor, nu neapărat ce folosesc eu aici. Da? Apoi
Mergem în voice setup și vom face clasicul serial.begin pentru a verifica câteva aspecte interesante. Punem un baud rate de 115200 și hai să facem un serial.println. Scriem aici măsurare și hai să inițializăm sensorul dht.begin și cam atât deocamdată. Acum va trebui să inițializăm acest SPI, iar asta o facem cu SPI.begin. Dar dacă inițializăm SPI-ul, trebuie să punem slave select pe high și să setăm divizorul de ceas SPI sau cum se numește în limba engleză SPI clock divider, iar acesta trebuie să-l setăm în raport cu placa folosită. De exemplu, pe plăcile bazate pe AVR, divizoarele disponibile sunt 2, 4, 8, 16, 32, 64 sau 128. Setarea implicită este SPI clock div 4, care setează ceasul SPI la un sfert din frecvența ceasului sistemului, adică 4 MHz pentru plăci care au 16 MHz. În cazul nostru, deci vom pune slave selectul pe high și asta o facem cu digital write. Slave select este SS virgulă high, iar SPI set clock divider și scriem aici SPI clock div 8. Bun. Acum hai să verificăm o dată codul. DHT begin. Da, am uitat să inițializez de fapt aici senzorul DHT și am să-l punem la pinul 8 senzorul. DHT și este un senzor DHT 11 ce folosesc eu aici. Bun, acum ar trebui să fie în ordine. DHT 8, pardon, mă scuzați. Și acum ar trebui să fie ok. Bun. Acum în void loop prima dată